De asemenea, domnule Adrian și părintele Anatol, îi mulțumim lui Claudiu. Claudiu este, de fapt, cel care este în spatele acestor serii, care zic eu că sunt deosebite până la urmă. Aș vrea să închei cu ceea ce ne spune părintele Jean Boboc, tot în Franța. El cunoaște mai bine, mă rog, trec peste, are o expresie care e foarte religia globalizării, transumanismul, așa o numește, și spune utopia antichristică a umanității, augmentate prin nanotehnologie, internet, manipulare genetică și așa mai departe. Care va fi și este rezultatul prefacerii transumaniste a omului? Oamenii vor putea în sfârșit să devină ei înșiși supereroi păgânismului, cu care au fost ademeniți programatic prin subcultura pop a timpului recent. Și mergând înapoi până la origine clasice și preclasice ale superomului zeu fără Dumnezeu. Pierzându-și pe această cale largă până și umanitatea fizică și psihoemoțională. Și puțină libertate rămasă între cei patru pereți ai craniului său, cum spune Orwell. Arhitecția acestui sistem de organizare și control al omenirii vor controlul desăvârșit asupra acestor neoameni quasi-fabricați, pentru că toate câte se fac, se fac ca să le slujească stăpânilor din umbră și toate vor fi conectate la tehnorețea universală aflată sub stăpânirea unui hiperalgoritm mașină, o inteligență artificială, un Dumnezeu digital. Nu mai insistăm. Cred eu că această întâlnire a stârnit curiozitatea. Probabil că pe YouTube veți căuta și demența digitală. Și cărțile, da, bineînțeles, cărțile lui Bertrand. Noi vă mulțumim pentru răbdare. Sper că a fost folositor pentru toți. Mă întrebau unii, domnule, dar cum te-ai găsit acum chiar la începutul postului mare să pui o asemenea temă și cu transumanismul? Cred că e foarte important. Și de asta am pus înainte, v-am spus, discernământul duhovnicesc, pentru că trebuie mai întâi să vedem ce ni se întâmplă astăzi. Pentru că toate patimile pe care noi le citim la Sfinții Părinți, astăzi, prin tehnologie, sunt pur și simplu amplificate. Amplificate la nu știu cât. Și cred că aici este problema. Noi vă mulțumim, vă îmbrățișăm și Dumnezeu să ne dăruiască un post binecuvântat și să ajungem la Sfânta Înviere, într-adevăr, pregătiți pentru Augusta Lumina lui Hristos. Doamne ajută! Facem rugăciunea acum.